Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, îi invită pe vrânceni să participe cu mic, cu mare, la manifestările ce vor fi organizate pe 1 decembrie în Piața Unirii din Focșani, manifestări ce vor marca împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire. Activitățile vor avea loc între orele 16 și 18, timp în care vor avea loc recitaluri și momente artistice. Consiliul Județean Vrancea va organiza evenimentul Centenarul Marii Uniri în orașul Micii Uniri, 1 decembrie 2018. Evenimentul va avea loc în Piața Unirii din Focșani și va marca împlinirea a 100 de ani de la formarea Statului Național Unitar Român. Astfel, sâmbătă vor fi organizate momente artistice și evocatoare dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1918. Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, îi invită pe vrânceni să participe cu mic, cu mare, la manifestările ce vor fi organizate pe 1 decembrie în Piața Unirii din Focșani, manifestări ce vor marca împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire. Sunteți invitați administrației județene să, ca pe 1 decembrie să sărbătorim exact așa cum se cuvine 100 de ani de la existența unitară a Statului Național Român și să dea Dumnezeu sănătate tuturor vrâncenilor și românilor. Manifestările vor avea loc între orele 16 și 18, timp în care vor avea loc recitaluri și momente artistice, dintre care amintim Daniel Jinga, Orchestra Metropolitană București, Corul Acustic, Ion Dichiseanu, Sebastian Stan, trupa de dans și actorie The Sky. Prezentatorul evenimentului va fi Octavian Ursulescu. De asemenea, pentru prima dată în municipiul Focșani va fi realizat un video mapping, respectiv o proiecție pe clădirea Consiliului Județean Vrancea a unui filmuleț de evocare a celor 100 de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Nu va lipsi nici parada militară și nici focul de artificii care vor marca 100 de ani de la Marea Unire. Primăria Focșani va oferi tradiționala fasole cu cârnați și câte un ceai cald participanților la ceremoniile ce vor avea loc în centrul municipiului cu ocazia Zilei Naționale a României. Autoritățile locale au pregătit câteva mii de porții de fasole cu cârnați și câte un pahar cu ceai cald, așa cum s-a întâmplat și în anii anteriori la manifestările dedicate zilei de 1 decembrie. Mâncarea va fi pregătită la cantina de ajutor social, iar mesele vor fi amenajate în parcarea de la Casa de Cultură. Distribuirea porților de fasole va începe după terminarea festivităților, care vor fi organizate în Piața Unirii. Pentru buna desfășurare a activităților din municipiul Focșani, Bulevardul Unirii va fi închis după cum urmează. Pe sectorul cuprins între intersecția cu străzile 1 decembrie și Anghel Salini și intersecția cu străzile Unirea Principatelor și Maior Gheorghe Pastia, între orele 14 și 17. Pe sectorul cuprins între intersecția cu străzile Unirea Principatelor și Maior Gheorghe Pastia și intersecția cu strada Ștefan cel Mare, între orele 14 și 19. Pentru toți cei care vor veni sâmbătă cu autobuze și microbuze, atât din județ cât și din țară, punctul de debarcare va fi la intersecția Bulevardului Unirii cu strada Ștefan cel Mare, urmând ca până la finalul manifestărilor să poată parca pe Bulevardul Independenței de la Electrica spre Obor, pe partea dreaptă, pe prima bandă. O ședință unică, solemnă, dedicată centenarului. Așa a fost ședința Colegiului Prefectural din Vrancea, iar alături de șefii de instituții s-au aflat și membrii Comisiei de Dialog Social și cei ai Comisiei pentru Vârstnici. În cadrul ședinței, directorul Direcției de Cultură Vrancea, Traian Negulescu, a făcut un bilanț al acțiunilor dedicate centenarului. Reuniți pentru prima oară în această formulă și într-un cadru diferit, respectiv în sala mare a Consiliului Județean, membrii celor trei comisii care funcționează pe lângă Prefectura Vrancea au ascultat cu atenție un singur raport, cel prezentat de șeful de la Cultură, care a făcut un bilanț al acțiunilor dedicate centenarului. Membrii prezenți au aflat inclusiv lucruri inedite și fapte istorice puțin cunoscute legate de Vrancea și de momentul Marii Uniri. Am cuprins în această parte cele mai importante bătălii din Vrancea, respectiv bătăliile de pe Valea Râmnicului. Noi le știm ca și bătăliile Crăciunului. Încă din 2017 organizăm împreună cu instituția prefectului, Consiliul Județean Vrancea și
instituție din cadrul Ministerului Apărării, Ministerul de Interne și Ministerul Apărării organizăm evenimente de comemorare în toate localitățile din Valea Râmnicului. Ulterior vom vorbi despre bătăliile de la Mărăș și Mărășești, dar acest prim capitol cuprinde și monumentele pe care înaintașii noștri le-au realizat în cinstea eroilor din primul război mondial, în perioada interbelică. Ulterior vom face o prezentare a ceea ce s-a întâmplat în Franța până în 2018, din perspectiva comemorării eroilor, și ulterior vom face un scurt bilanț al activităților care s-au întâmplat până acum, urmând să vedem ce se va întâmpla pe viitor. Vrancea, locul în care s-a înfăptuit mica unire de la 1859 și în care s-au purtat marile bătălii de la 1917 din primul război mondial, se plasează fără îndoială pe harta celor care au avut o contribuție majoră pentru săvârșirea actului de la 1 decembrie 1918. Noi, ca vrânceni, suntem mândri că am fost întotdeauna pe harta momentelor care au ținut de unirea teritoriilor românești și cred că sărbătorirea centenarului a fost făcută într-un mod foarte frumos. Toată lumea a înțeles că este un moment în care trebuie să uităm de partipriuri și trebuie să ne sărbătorim înaintașii și să ne bucurăm de momentul unirii teritoriilor românești. Momentele dedicate centenarului Marii Uniri vor atinge apogeul sâmbătă după amiaza în Piața Unirii, unde mii de oameni sunt așteptați să ia parte la un eveniment amplu dedicat Zilei Naționale. Primăria și Casa de Cultură din Odobești au organizat un eveniment deosebit la aniversarea centenarului Unirei Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul României. Evenimentul a fost și o ocazie pentru autoritățile locale de a organiza în premieră un bilanț al centenarului din punct de vedere al evoluției instituțiilor publice și al dezvoltării orașului Odobești în ultima sută de ani. Reprezentanții instituții publice au prezentat pe scurt, punctual, într-un cadru festiv, dinamica instituțiilor din Odobești între 1918 și 2018. Manifestarea s-a desfășurat în parteneriat cu Poliția orașului Odobești, DGASPC Vrancea, Liceul Teoretic Duiliu Zamfirescu, Liceul Tehnologic, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație, Grădinița Publică, Clubul Copiilor, Comunitatea Evreilor din Vrancea și Biserica Locală. Cred că nimic nu e mai frumos decât să petreci o astfel de sărbătoare cu cei dragi ție. Cei dragi mie, în momentul de față, trecând dincolo de familia mea personală, sunt cei din familia odobeștenilor, cei care fac ceva pentru acest oraș. Oamenii care sunt dragi mie, sunt oamenii care sunt în stare să lase ceva în urma lor pentru comunitatea în care trăim. Și mă bucur foarte mult că astăzi petrecem împreună acest moment de evocare a 100 de ani de la Marea Unire, de evocare a 100 de ani de istorie urbană în orașul Odobești. 1 decembrie este Paștile Națiunii Române, pentru că la 1 decembrie 1918 s-a născut România Mare, România Modernă. De aceea, împreună cu domnul primar, ne-am gândit ca în ajunul Zilei Naționale să organizăm la Odobești un eveniment în care să facem o privire retrospectivă asupra ultimului secol, dintre 1918 și 2018, la Odobești, un eveniment în care și prin care, prin discursurile directorilor instituțiilor publice, să avem o imagine a odobeștilor în anul 2018. În orice țară normală, ce se întâmplă aici este ceva firesc. De aceea, cultivând firescul, aveți în fața dumneavoastră cele 12 instituții publice din Odobești, prin directorii acestora,
datorită activității cărora Podoveștiul a trecut de la foametea și dezastrul din 1918 la orașul viilor domnești, cum spunea domnul primar mai devreme. La eveniment au participat reprezentanți ai mediului de afaceri din localitate, foști directori ai instituțiilor publice și cetățenii orașului, care au dorit să sărbătorească împreună acest moment, pentru care acum un secol, zeci de mii de tineri și-au dat viața pe fronturile din Primul Război Mondial. Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia a găzduit la Muzeul Trepte de Istorie expoziția de sculptură Natura, Resursă și Inspirație. Artistul care a expus Dorina Pepene din Odobești este unul intuitiv, s-ar spune amator, care se află la prima sa întâlnire cu publicul. Artistul care a expus Dorina Pepene din Odobești este unul intuitiv, s-ar spune amator, care se află la prima sa întâlnire cu publicul. Termenul amator este folosit în sens tehnic, profesional, însă sufletul omenesc exprimat în comuniune cu sursa, mama natură, trece dincolo de aceste granițe conceptuale, piesele expuse revărsând semnificații fascinante de oglindă în care regăsim adevărul că suntem parte dintr-un tot și că suntem cumva cu toții interconectați. Ateneul Popular este organizator al unui proiect de educație permanentă, educație pe tot parcursul vieții, de 19 ani, 20 de ani deja. Se numește Festivalul Șanselor Tale, Săptămâna Educației Permanente în România, proiect pe care noi îl organizăm în finalul lunii noiembrie, în fiecare an. Și care ne prilejuiește întâlniri de excepție și ne-a prilejuit de-a lungul anilor întâlniri de excepție, cum este și cea de astăzi. În cadrul acestui festival, pe finalul perioadei, el s-a desfășurat pe parcursul întregii săptămâni, 26-29 noiembrie, pe finalul acestei săptămâni minunate, deschidem această expoziție fantastică. Și este un proiect al meu de suflet, prietena mea, poeta Genoveva Simona Mateev, acum vreo câteva săptămâni, mi-a spus, hai să te duc undeva, hai să te duc într-o vizită. Și am intrat într-o casă în Odobești, așa cum sunt casele din Odobești, aproape la stradă, cu puțin, cu un gărduț în față, dar cu puțin strat de flori în față, și am zis, bine, mergem într-un loc special. Am intrat într-un magazin de haine. Și acolo ne-a întâmpinat o doamnă cu o lumină specială pe chip, așa, o deschidere, o femeie cu sufletul cât cerul, așa. Și Simona zice, ia arată ce lucrezi tu. Și am început să văd aceste lucruri pentru care doamna avea explicații fascinante. Într-o tratare, ca să spunem așa, emoțională, spirituală, a categoriei lemnului. Vrancea întotdeauna a fost legată de cultura lemnului. Această cultură a lemnului a transformat-o, cum se spune, în arta lemnului, care este extraordinară și pe care Vrancea a transformat-o într-o prioritate, pentru că casele din Vrancea întotdeauna au fost din lemn. Cultura lemnului a pornit de la utilitate, la artistic. Lumea din Vrancea și locuitorii vechi Vrancei, arhaice, au cunoscut muzica cu ajutorul lemnului. Această materie pe care foarte mulți competenți în domeniul artistic au denumit-o o marmură, ca să spunem, efemeră. De ce? Pentru că cele mai mari creații și cele mai vechi creații arhaice în lume au fost create, de fapt, din aceste materiale efemere, adică lemnul, pânza, pielea și care, din cauza timpului, a perisabilităților, au dispărut. Și au rămas, într-adevăr, cele din ceramică și cele din piatră, acestea fiind mai rezistente în timp. Asta nu le face mai puțin valoroase. Vrancea s-a încadrat în acea categorie care, de-a lungul timpului, a cultivat arhaismul până la începutul secolului 20, aproape, găsim creații populare
care, și artă populară care se încadrează în arta lemnului. Evenimentul se încadrează în a 19-a ediție a Festivalului Șanselor Tale, Săptămâna Educației Permanente în România, festival național inițiat de Asociația Euroed București, cu scopul promovării conceptului de educație pe tot parcursul vieții. Încă de la primele ediții, Ateneul Popular Focșani a fost desemnat coordonator zonal al acestuia. În continuare vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi închisă ca aspect și sunt posibile nisori. Vântul va sufla slab, iar temperaturile minime se vor încadra între minus 11 și minus 9 grade, iar cele maxime între minus 6 și minus 4 grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct ediției știrilor de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!